Ziua Mondială de Luptă împotriva rabiei este marcată anual la 28 septembrie cu scopul de a informa populația despre riscul de îmbolnăvire, dar și metodele de prevenire a rabiei, aceasta fiind o afecțiune periculoasă pentru sănătatea umană. Mai mult decât atât, îmbolnăvirea poate avea urmări fatale. Drochienii cunosc despre boala infecțioasă și susțin că cetățenii trebuie să fie atenți. Să fim foarte precauți, în primul rând, acasă, vaccinăm câinii și mâțile la o perioadă oricare, dar tare mult trebuie să ne ferim de câinii vagabondi. Dacă și ne merim într-o așa situație, numai decât apelăm la medic. Numai decât spălăm rana cu apă curată și numai decât să ne ducem la medic, în alt caz, este foarte periculos. Rabia este o boală mortală care nu poate fi tratată la animale, dar care poate fi prevenită. Rabia este o boală infecțioasă care afectează animalele domestice, atât și sălbatice. Este o boală de natură virotică. Pericolul cel mai mare pentru boală este că nu poate fi tratată. Dacă animalul s-a infectat, nu mai poate fi tratat. Prevenirea se face decât prin vaccinarea animalelor. Și faptul că se îmbolnăvesc de această boală și oamenii. Infectarea are loc prin mușcătură și prin contactul direct de la saliva animalelor, prin răni, dacă sunt prezente la oameni sau altfel, această boală nu se transmite. Specialiștii atenționează cetățenii să fie vigilenți și să nu intre în contact cu animalele care manifestă un comportament neadecvat sau la care au observat salivare excesivă. Azi, dacă ați fost mușcat de un animal, de un câine, o pisică sau un animal sălbatic, de dorit urgent să vă adresați la medic pentru a lua măsurile necesare, a primi tratamentul necesar și nici într-un caz nu omorâți animalul de care ați fost mușcat, pentru că animalul trebuie luat la evidență de către medicul veterinar din sector. Anual, în toată lumea, se înregistrează aproximativ 59.000 de decese din cauza rabiei, cele mai frecvente cazuri fiind observate în Africa și Asia. 40% din cei mușcați de un animal bolnav sunt copii sub 15 ani, iar câinii reprezintă sursa de virus în 99% din decesele umane. În Republica Moldova, pe parcursul anului 2018, au fost înregistrate circa 90 de cazuri de rabie, îmbolnăvindu-se animale atât domestice cât și sălbatice. Cazuri de infectare umane nu au fost înregistrate. Victoria Conea, Eugeniu Bulat, TV Drochia.